Termenul mass media, uneori formulat ca media, este o expresie engleză care a fost preluată și în română, având traducerea și semnificația medii de comunicare de masă. Foile tipărite, ce conțineau informații diverse din mai multe domenii ale vieții publice, se consideră a fi primele mijloace de comunicare, apărute înainte ziarului. Primul mijloc de comunicare de acest fel datează din secolul al XVI-lea. Este vorba despre o mică foaie de știri cu apariție ocazională numită gazete, ceea ce însemna o monedă mică. Expresia media a început să fie folosită în anii 20. Conceptul de media s-a limitat la început doar la presa tipărită. Definiția de mass media a apărut abia după sfârșitul celui de-al doilea război mondial și includea radioul și televiziunea. Sursele media au un important rol în societate, concretizat prin următoarele funcții: funcția de informare, funcția de interpretare, funcția de socializare, funcția de educare, funcția de divertisment. Știați că mass media este considerată puterea a patra într-un stat?